Referitor la autorizațiile emise și în curs de și a unității de învățământ aflate în curs de autorizare, vă pot spune că la momentul actual, din cele 122 de grădinițe, 44 din mediul urban, respectiv 78 din mediul rural, dețin autorizație de securitate la incendiu, 14 dintre care 13 mediul rural, respectiv una mediul urban. La nivelul școlilor primare gimnaziale, sunt din numărul de 503 școli de precizat că la nivelul grădinților 102 nu necesită autorizație de securitate la incendiu. La nivelul școlilor primare, situația stă în felul următor. Din 503 școli primare și clădiri, 462 nu necesită autorizație de securitate la incendiu. S-au emis 26 de autorizații, 21 în mediul rural, 5 în mediul urban. S-au emis, s-au depus 8 solicitări pentru obținerea de autorizații, care au fost respinse, 7 în mediul rural, 1 în mediul urban și 7 clădiri, pentru 7 clădiri nu a fost depusă solicitare, deci având, fiind un număr de 15 clădiri care nu dețin autorizație la incendiu.